Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la un alt video, de data asta un video mai special, un video despre Amazon și cum funcționează acest tip de afacere și o să vorbesc despre asta deoarece eu personal din septembrie 2023 am început această aventură cu Amazon și acest lucru l-am făcut după ce am făcut un curs creat de Andrei Faur, o să mai auziți despre acest curs pe parcursul acestui video, iar eu aș putea spune că acest video este dovada vie că acest sistem funcționează cu Amazon și că de asemenea cursul făcut de Andrei funcționează, deoarece eu am făcut mot-a-mot tot ce este prezentat acolo și am avut și rezultate. Pentru mine cel mai important lucru din acest clip este ca tu să-ți dai seama dacă Amazon FBA, acest tip de afacere, este ceva pentru tine sau nu este. Iar dacă este, atunci îți recomand acest curs, iar dacă nu este foarte bine, atunci îți dai seama că nu o să, poate nu o să-ți convină, nu o să fii de acord cu tot ce o să auzi și pe aici și atunci ai prefera poate să faci o altă afacere. În primul rând, ce este Amazon FBA? Amazon este o firmă foarte mare, este o platformă unde tu îți poți vinde online, tot felul de produse, iar FBA se referă la Fulfilled by Amazon. În scurt, tu cumperi produse, le prepari, le pregătești și le trimiți la Amazon, la ei în depozit, iar Amazon face fulfillment-ul, de-aia spune și Fulfilled by Amazon, adică Amazon o să trimită după aia mai departe la clienți. Despre asta e vorba în acest sistem și bineînțeles că există mai multe strategii, mai multe tipuri de modalități de a vinde pe Amazon. Ei bine, această strategie care a fost descrisă în cursul lui Andrei și pe care am făcut-o și eu și o fac, este Amazon Wholesale, adică tu vinzi produse cunoscute, tu vinzi produse care au o velocitate foarte mare, produse care se vând repede, deci vorbim spre exemplu de, nu știu, de Colgate sau vorbim de exemplu de Pampers, de firme cunoscute, chestii care se le găsești des la raft și care se vând foarte repede, pentru că asta e cel mai important, să le vindem repede, să facem bănuțul la fiecare produs vândut și să ne crească portofelul la sfârșit. Cum funcționează toată această treabă? În primul rând, tu ai nevoie să cumperi acele produse, iar primul pas este în a descoperi distribuitorii, care distribuitorii în limba engleză sunt cunoscuți ca wholesalers, în Germania se numesc Großhändler, în Spania, spre exemplu, se cheamă mayoristas. Deci astea o să fie cuvintele care ne interesează pe noi, plus, bineînțeles, tipul de produse care dorim să le vindem. Vrem să vindem piese de schimb de mașini, vrem să vindem mâncare de câini și de pisici. În funcție de asta o să intrăm pe Google și o să scriem distribuitori de bla 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 bla. Din țara din care ne interesează, tipul de produs care ne interesează, categoria mai exact, și uite așa dăm de distribuitori, care ăsta este primul pas, după care bineînțeles o să le găsim datele de contact, îi sunăm, le povestim despre ce este vorba, că suntem interesați și dacă totul este bine și frumos, o să primim și o listă. În cursul lui Andrei sunt detaliate foarte multe metode, exact cum putem căuta și contacta distribuitori. Ba chiar este una care, exact cum a spus-o și el, ar trebui să fie ilegală. Al doilea pas este analiza acelei liste care o să o primim de la distribuitor. Ei bine, în acea listă o să avem prețurile, o să avem acel cod EAN, codul de bară și o să mai avem și alte detalii care nu ne interesează așa mult. Cele mai importante sunt aceste două lucruri, prețul și codul EAN. Analiza la aceste liste, să știți, dragi prieteni, se face cu un program numit Scan Unlimited. Îl aveți și în descrierea de sub video, puteți da și acolo click să-l vedeți, este complet gratis, nu vă costă absolut nimica Să vedeți despre ce e vorba. Iar acel program o să vă ajute să scanați acea listă. Deci vedeți voi când o să primiți o listă de asta de la un distribuitor, poate să aibă 1000, 2000, 3000 și 30.000 de produse sau poate chiar doar 100 de produse. Iar el pur și simplu, conform criteriilor care tu le-ai setat, o să scaneze și o să-ți dea niște produse potențial câștigătoare. În primul rând trebuie să te gândești doar la două lucruri aici când scanezi. Tu vrei produse care au velocitate, cum am spus, deci ele trebuie să aibă un rank bun. Deci dacă rank number one pe Amazon la un anumit produs, îți dai seama că se poate vinde de 3-4.000 de ori, 3-4.000 de vânzări pe lună, când ultimul rankul 100.000, ăla se vinde 1 pe an. Deci te interesează un rank bun. Și al doilea lucru care te interesează ar fi să aibă un return on investment de 20%. Eu cu 20% sunt fericit. Adică dacă cumpăr un produs net cu 10 euro, eu o să câștig 2 euro după ce o să se facă toată vânzarea și se trag toate acele taxe și comisioane. În cursul lui Andrei găsiți absolut tot. Cum se scanează acele liste, cum trebuie setate. E mură în mură, dragi prieteni, eu vă zic. La punctul 3, după ce ai făcut rost de acele produse potențial, atenție, potențial câștigătoare care ți le-a dat Scan Unlimited, acel program, tu va trebui să analizezi produs cu produs și să vezi dacă chiar se merită să cumperi acel produs. Deoarece, vedeți voi, există și competitori, că tu nu vin singur acolo. Dacă sunt 100 de alți competitori, îți dai seama că acele produse o să se împartă la 100 de oameni și nu o să mai vinzi mai nimic. De asemenea, trebuie să te uiți dacă vinde, de exemplu, Amazonul, pentru că uneori Amazonul e vulpoi, să știi. Și nu prea împarte acele vânzări, deci doar el vinde și tu degeaba stai acolo, că nu-ți dă nimic să vinzi. Bineînțeles, trebuie să vezi dacă prețul fluctuează, ca să știi dacă poți menține ritmul și multe alte lucruri care trebuie să fim conștienți de ele și care le putem vedea de asemenea în detaliu în cursul lui Andrei. Analiza individuală a produselor o facem cu programul BuyBot Pro, care îl aveți de asemenea în descrierea de sub video, 14 zile complet gratis, puteți să vă uitați pe acolo să vedeți care e treaba, nu vă costă absolut nimic. Ei bine, dragi prieteni, am găsit distribuitorii, am scanat lista, am analizat produsul în particular și ne-am dat seama că este bun și am dat comanda. Produsele vin la noi acasă, în cazul în care le aducem la noi acasă, după care trebuie să fie împachetate conform Amazonului. Spre exemplu, dacă este de exemplu un șampon sau care este ceva care este lichid, atunci acela trebuie pus într-o pungă. Deci pentru diferite tipuri de produse Amazon îți spune cum trebuie să le ai pregătite, dar asta totul este în Amazon, deci nu trebuie să vă bateți voi capul să știți, să vă analizați, să memorați aceste lucruri. După care va trebui pentru fiecare produs să lipim un mic sticker cu codul nostru, pentru că atunci când trimitem la Amazon să știe că aceste lucruri vin de la tine și nu de la altul. Și cam asta e tot. După ce ai făcut toate aceste lucruri, doar trebuie să aștepți și să vezi cum încep să apară vânzările. Primele mele vânzări au fost la sfârșitul lui octombrie, deoarece abia în octombrie am început să dau telefoane și să fac rost de liste. Ei bine, înainte să ajung la ultimul punct, când o să vă arăt toate cifrele mele, doresc să vorbesc și despre dezavantajele cu Amazon, pentru că, vedeți voi, nu e totul așa roz cum crede toată lumea și cum se postează și se promovează peste tot, deoarece eu vreau, cum am spus la început, ca voi să fiți conștienți de ce se întâmplă acolo la Amazon și cum funcționează treaba și care sunt și lucrurile negative. Iar vedeți voi, unul din lucrurile negative este că tu mereu nu ai bani. Și mă refer la faptul că tu mereu ești în avans, trebuie să plătești în avans bani. Adică imaginează-ți, da, eu astăzi am căutat un distribuitor, l-am găsit, trebuie să-i dau banii pentru a cumpăra produsele de la el, da? O să dureze câteva zile până vin acasă, mai durează câteva zile până le pregătesc și le trimit și ajung la Amazon, deci mai vorbim de încă poate o săptămână, după care încep să se vândă, la Amazon, iar Amazon te plătește mereu din 2 în 2 săptămâni și nu-ți dă toți banii pentru vânzările dintr-o perioadă de acele 2 săptămâni, îi primești a doua săptămână, adică în al doilea ciclu, cum ar veni. Tocmai de aceea, dacă, de exemplu, tu cumperi niște produse care nu se vând așa repede, tu o să fii cu banii blocați pe acolo, înțelegi, până o să-i recuperezi, deoarece tu trebuie să te gândești că trebuie să mai cumperi și alte produse, știi? Și atunci mereu o să fii cumva cu banii în urmă. Al doilea lucru care trebuie spus aici este că, vedeți voi, mereu mai apar competitori, mereu apare competiția când ai un produs care merge foarte bine și zici că, mamă, gata, comand 1000 de bucăți și fac praf piața, ei bine, exact atunci mai apar și alții. Sau ce se mai poate întâmpla este că pot apărea alții care nu și-au calculat bine prețurile și vin cu niște prețuri foarte, foarte mici și atunci strică piața. Înțelegeți? Alt lucru care se poate întâmpla este să apară deodată Amazonul, vedeți voi, când totul e bine și frumos, și atunci tu poate nu o să mai vinzi absolut nimic. Este adevărat, s-a mai întâmplat și la anumite produse de la mine. De asemenea, dacă tu nu reușești să vinzi în 3 luni de zile, vedeți voi, vă cresc prețurile de depozitare foarte mult la Amazon, care iarăși este o problemă. De asemenea, tu trebuie să fii de acord cu toate regulile lor, iar una dintre acele reguli este că tu plătești transportul înapoi de la cumpărător în cazul în care acesta returnează produsul fără nicio justificație, să spunem așa. Iar de asemenea, tu trebuie să mai înțelegi un lucru, câștigătorii sunt în felul următor. Primul câștigă Amazon, al doilea este clientul și tu ești pe ultimul loc. De ce spun asta? Amazon oricum mereu îți câștige bani după tine și prin comisioane și prin acele taxe de trimitere a produselor. Doi la mână, gândiți-vă în felul următor. Sunt cazuri, inclusiv din păcate și în cazul meu, cumpărătorul dă înapoi produsul după ce a fost folosit și nu se mai poate revinde. Iar eu am pierdut și produsul și am pierdut și acei bani care a trebuit să-i plătesc ca să aduc înapoi produsul. Deci toate aceste lucruri sunt adevărate și vreau să fiți conștienți de lucrurile astea, pentru că se întâmplă. Se întâmplă de asemenea ca uneori și în depozitele de la Amazon să mai dispară produse. Mi s-a întâmplat de foarte multe ori, însă trebuie să recunosc, mereu mi-am primit banii după aia de la Amazon, după ce am făcut contestație, deci aici n-a fost nicio problemă. Dar nu trebuie să vă speriați chiar atât de tare, deoarece există și foarte multe avantaje cu acest tip de afacere. În primul rând și cel mai important, cum a fost și în cazul meu, este că pot lucra de acasă și nu trebuie să merg o oră până la birou, la muncă, și pot să lucrez când vreau eu și pot să fac câte pauze vreau eu și dacă vreau pot să-mi iau și cât concediu vreau eu, dar nu v-aș recomanda asta, în special în primele 3-4 luni, pentru că nu o să mai faceți nicio vânzare, cel mai probabil. Cât de mult o să vinzi și care o să fie evoluția ta depinde, bineînțeles, doar de tine, de cât timp vrei să investești. Dacă vrei să investești doar o oră, două pe zi, nicio problemă. Funcționează și cu asta, doar că o să ai rezultate la o muncă de o oră, două și nu de mai mult. Dacă dorești, se poate lucra complet remote aici. Deci, tu, de exemplu, dacă ești în România și vrei să vinzi în Spania, atunci tu îți găsești o firmă care prelucrează toate acele produse și le împachetează aici în Spania, adică dai comanda, îți vine acolo, ei le împachetează și de acolo se trimit la Amazon mai departe. Deci tu poți lucra complet remote dacă dorești. Eu, în cazul meu, mi le-am adus mereu acasă, le-am pregătit eu ca să, bineînțeles, că salvezi acei bani și le-am trimis după aia la Amazon. Cel mai important lucru este că tu poți scala aici. Deci vorbim în felul următor. Gândește-te că ai un produs, îl vinzi, câștigi 35 lei, da? Dar după aia gândește-te că ai 100 de produse. Și gândește-te că ai 100 de produse care se vând de 30 de ori pe lună fiecare. Și uite așa, cu cât ai mai multe lucruri, cu atât pur și simplu banii cresc. Deci banii cresc exact ca un bulgăre de zăpadă, se adună acolo și trebuie să înțelegeți că cu cât pui sistemul la punct mai bine, cu atât ai mai puțin de muncă. Cel puțin în cazul meu, eu vreau să spun că în ianuarie, nu știu dacă am muncit mai mult de 8 ore poate, pentru ceea ce o să vedeți oricum în următoarea fază a clipului, Deci, odată ce totul este bine pus la punct, tu doar trebuie să dai comenzi, și banii o să intre singuri, dragi prieteni. Asta este adevărul. Tocmai de aceea vreau să vă și arăt exact rezultatele care eu le-am obținut în 4 luni de zile. Deci, cum am spus, am deschis în septembrie firma, abia prin octombrie am început să dau telefoane și să am prima listă și să fac prima comandă, iar ușor, ușor a început să meargă treaba. Ei bine, dragi prieteni, cam astea sunt rezultatele care le-am avut eu după ce am făcut cursul lui Andrei Faur. În 4 luni de zile am reușit de asemenea să adun în total 7 review-uri în tot acest timp. Aici avem programul Sellerboard, care el te ajută să calculezi exact profitul tău. Deci, cum am spus, am început în octombrie, pe la sfârșit, cu primele produse care le-am trimis. După cum puteți vedea, am vândut 56 de unități. Ăsta este profitul în prima lună. În a doua lună deja știam un pic cum merge treaba. Am început să mai dau și de alți distribuitori. 313 produse vândute, vânzări de 3.000 de euro, profit 161. În decembrie, cu Crăciunul și cu toate cele, mai multe, profit mai mare, și în ianuarie am avut chiar și mai multe vânzări. Însă eu vreau să vă spun aici un lucru. Vedeți voi, tot acest profit care îl vedeți voi aici jos era dublu, până să-mi dau seama și să primesc o notificare de tot rahatul, că altfel n-am cum să-i spun, din partea statului spaniol, că eu aici fac asta în Spania, deoarece în Spania, dacă faci ca persoană fizică autorizată, deci dacă faci asta ca autonomul, ei bine, o să intri într-un sistem special de taxare la fisc numit Recargo de Equivalencia. Și uite așa, cu acest sistem, de fapt, profitul meu nu era așa cum era calculat inițial și, de fapt, profitul meu a fost mult mai mic decât era inițial calculat cu sistemul de taxare normal care este în toate țările. Da, dragi prieteni, după cum ați văzut, cam astea sunt cifrele, cam astea sunt rezultate realiste care și tu, la rândul tău, ai putea să le obții, ba chiar să le faci mult mai bine și mult mai frumoase, urmărind cursul lui Andrei Faur. Iar în cazul în care te decizi, după ce ai văzut toată chestia asta, să faci Amazon FBA și să faci cursul lui Andrei Faur, care și eu, la rândul meu, l-am făcut, ei bine, atunci poți folosi cuponul de aici, MR FLO, și economisești 300 de euro. Dragi prieteni, nu uitați, dați, vă rog frumos, un like dacă v-a plăcut acest video. Dacă v-a plăcut chiar și mai tare, nu uitați să-l distribuiți, să vă ajutați și prietenii sau alți oameni care se gândesc să înceapă o afacere, deoarece este o afacere care funcționează și dă rezultate, după cum ați văzut, și este realistă. Ne mai vedem și la alte clipuri. Vă urez numai bine. Baftă!